partea a doua, apoi cum să faci animații, partea a doua. Dai pe ăsta, potrivești culoarea pe X, creion. Apoi, în locul unde ai trasat liniile, faci ochiul. Așa. Fac sprâncenele negre după ce ai făcut ochiul, pui și cicatricea, desigur. Ca să-ți arate ca în film, trebuie să faci conturul ăsta, dar pentru începători poți să folosești culoarea neagră la contur, la fel ca la conturul ochiului. Gata. Acum trebuie să găsești culoarea și dai pe găleata asta de vopsea, apeși, dai pe culoare. Oare mai așa are cubul, cred. Nu știu. Așa. Și ți se colorează de la sine. Se colorează asta. Așa. Pe urmă coama aia. Te înapoi pe portocaliu. E treabă grea. Ți-am mai spus. Dar sper să poți.